Stimați prieteni, sunt nevoit să revin cu un nou interviu din piața universității, acolo unde lucrurile au început să se calmeze și oamenii încep să se reorganizeze în direcția unor acțiuni comune, constructive, pentru a ieși cumva din situația în care ne aflăm. Suplimentar, am fost solicitat ca și reacție a interviului trecut să dau unele explicații ceea ce înseamnă Planul Național Unic de Creștere Economică Suplimentară a României. Despre ce este vorba? Este un lucru extrem de simplu. Statele care la ora actuală au cel mai mare ritm de creștere a producției interne și de dezvoltare îl reprezintă acele state care au implicat știința, care au implicat acele forțe creatoare ale națiunii în primul rând și apoi prin absorpție de alte brevete din exterior. Astfel avem Germania pe locul pe care îl știm, avem Japonia și, ca un exemplu mai mult sau mai puțin pozitiv, îl avem al statului chinez. Dar acest lucru s-a putut face numai prin legi care să sprijine dezvoltarea creației tehnice. La ora actuală, colectivul de inventatori ieșeni au venit cu o soluție reală și anume de implementarea brevetelor care pot fi folosite pentru realizarea de produse la export a unor produse căutate pe piața externă, a unor produse care să acopere anumite nișe de piață, altfel decât au fost sau sunt cunoscute la ora actuală. Vă dau un simplu exemplu. În evaluările făcute de acum 2 ani de zile, o simplă casă Evantai pe care o găsiți pe YouTube ar fi adus un aport de circa 1% la producția de export a României. Dragi prieteni, era vorba de o singură invenție, dar avem mii, zeci de mii de invenții în patrimoniul național, lucruri pe care, din păcate, guvernanții noștri au uitat să ia în considerație. Acesta este adevăratul tezaur al poporului român. Mintea creativă, nu ceea ce a rămas cumva ascuns pe la Moscova. În acest context, fac un apel la toți specialiștii din toate domeniile să vină cu soluții reale, constructive, tehnocrate, pe care să le punem la dispoziția guvernanților, a președinției, a Parlamentului, în direcția dezvoltării reale a României. În acest context, am observat în această seară realizarea unui site pe care, un site de forum, pe care orice cetățean al României poate să vină cu soluții tehnice. Vă garantez că un colectiv de voluntari, de specialiști pe diferite domenii vor prelua aceste informații, le vor sintetiza și în final le vor expune conducerii statului nostru în direcția realizării unui referendum dorit de către poporul român pe problemele importante pe care încercăm să le rezolvăm prin diferite moduri, unul fiind și această exprimare liberă din piața universității.